Salutare! Mă aflu în parcul Circului de la București. Circul Metropolitan. N-am venit aici să vedem cum se strâmbă clownii sau cum sunt exploatate animalele. Oricum, în București, cred că de vreo 10 ani nu mai este voie să faci circ cu animale. Am venit aici pentru că la Circul din București e mare centru de vaccinare. Vii să te vaccinezi cu Pfizer dacă te-ai programat din timp și ți-a venit rândul. Sau vii să te vaccinezi cu AstraZeneca, tot așa, dacă ai programare, eu pe 7 aprilie m-am vaccinat. Sau poți să te vaccinezi chiar fără programare. Adineauri am adus un coleg aici care era sceptic altă dată că există virusul, că funcționează vaccinul, dar până la urmă s-a convins că e jele, că e băja și că e mai bine să vaccineze, mai ales că obține certificat de om vaccinat și poate călători peste graniță fără ca să intre în carantină acolo unde se duce sau poate reveni acasă de peste hotare tot așa fără carantinare. Iată de ce omul a făcut pasul și acum a intrat fără să programeze, pentru că a ieșit la o plimbare cu bicicleta. A intrat cu buletinul, dacă ai buletin românesc, și sau pașaport românesc. Trebuie să ai un CNP românesc, nu neapărat buletin sau pașaport. Dacă ai un CNP românesc, poți să vii și să te vaccinezi imediat. Vă imaginați, centrele de vaccinare funcționează și duminica, și în zi de sărbătoare, și aici în România, sărbătoarea florilor e înfiorătoare. Toată lumea sărbează de Doamne ferește. Deci, vreau să vă provoc să povestiți cum e la voi cu vaccinarea, unde, când ați avut posibilitate sau chiar v-ați vaccinat ca mine. Am înțeles că unii moldoveni plecați peste hotare sau na, alt fel de români plecați peste hotare ne invidiază pe cei rămași acasă sau chiar pe cei din Republica Moldova, pentru că avem mai multe oportunități de vaccinare decât ei acolo în țări mai mari și mai dezvoltate, dacă n-au avut norocul să fie în Marea Britanie sau în Israel. Alte țări europene nu prea s-au grăbit cu vaccinarea. Și oamenii stau în așteptare. Iată, cu bicicleta stăm și așteptăm pacientul, ca să zic așa. Omul zice că nu a suferit niciodată, nu a zăcut de COVID, chiar dacă purta masca pe barbă sau nu o purta deloc. Dar a acceptat senin după ce au văzut că s-a vaccinat mai mult de un miliard. Nu, un miliard de oameni nu, dar un miliard de doze de vaccin s-au administrat deja. Și zeci de milioane de oameni deja sunt vaccinați. 7% din populația globului au luat cel puțin o doză de vaccin și 3% din populația globului deja e vaccinată definitiv, cu ambele doze sau cum prevede vaccinul. S-a imunizat. Nu-i socotim pe cei care s-au imunizat prin infectare. Că imunitatea aceea, am înțeles că e provizorie, nu durează mult și de aceea nu o luăm în considerare. Bine, nici imunizarea cu vaccin nu e definitiv. Înțeleg că la Pfizer, de exemplu, peste o jumătate de an o să trebuiască să te vaccinezi din nou. Chiar azi am vorbit cu cineva din Israel și zice, păi da, când tu te duci la a doua doză în iunie, eu mă duc în iunie la a doua vaccinare deja cu Pfizer, deci... Chiar dacă ai luat două doze, după jumătate de an, trebuie să mai faci o vaccinare. Și sper deja un an să nu mai trebuiască și să vedem cum evoluează lucrurile. Pentru că nu e așa, au dreptate și aceia coronascepticii. Încă nu a fost cercetat nici virusul prea bine și nici efectele vaccinului. Bine, Pfizer a făcut după tehnologie foarte nouă, cu RNA messenger. Ăsta la altul, AstraZeneca, e după tehnologii vechi, verificate de un secol, să știe cum funcționează un astfel de vaccin cu virusul amețit, denaturat sau secvențiat. Nu știu cum, nu mă pricep, nu mă dau cu părere, dar am încredere în oamenii de știință. Fac live-ul ăsta în grupul Microfonul Liber pentru că, de regulă,
duminica, când eram în Republica Moldova, iată de vreo 18 ani, duminica la amiază ieșim în parc, pe Aleea Clasicilor, și punem țara la cale. Odată scoteam un megafon sau un microfon cu box. Ultima vreme deja nu mai scoatem așa ceva, pentru că nu e necesar, că internetul ne permite să intrăm în direct pe pagini de Facebook, pe canale de YouTube sau în grupuri. Ca asta, unde suntem acum, în grupul Microfonul Liber, pe care l-am creat de mult și s-au adunat, iată, vreo 2000 și ceva de oameni, dar care nu prea se exprimă. Și ne-am gândit, pentru că Republica Moldova încă e stare de urgență până miercuri, până se întrunește Curtea Constituțională pe tema asta, ne-am gândit să ne mutăm pe internet, pe rețele sociale și să vă provocăm să vă dați cu părerea aici, în fiecare clipă, în fiecare moment, sau am vrut să zic zilnic, săptămânal măcar, iată, de seară ne propune Oleg Adrian Vlad, dacă îl țineți minte, băiatul acela nevăzător care cântă la acordeon, ne propune să discutăm de seară despre credință, despre religii. Dacă vi-e interesant, vă aștept și de seară, tot pe canalul ăsta, în direct, cu el, discutăm despre religii sau convingeri filozofice, că eu, ateu fiind, mă consider tot că am niște idei despre viață, despre bine, despre rău, nu? Dar că nu se bazează pe idei religioase, creștine. Unii o să zică, dar cine ai fost botezat? Da, m-au botezat când eram copil și inconștient. Dar după aceea m-am dezbotezat într-o zi de primăvară, pe 1 martie 2013, și acum n-am nicio relație cu religia. Despre asta o să vorbim de seară. El, fiind religios, creștin, mă tind că și acum e pe la o mănăstire la Kiev. Eu, fiind ateu și iată-mă relatând din fața cercului despre realizările științifice și despre nevoia de vaccinare. Opa, aici e în iarbă. În iarba parcului cercului e o groapă în care poate să nimerească copiii dacă nu sunt atenți. Da. Ăsta ar fi riscul cel mai mic pe lângă riscul ăsta mare cu infectarea. Copiii nu prea se infectează de nou coronavirus, dar sau dacă se infectează nu au simptome, nu suferă de boala COVID, dar transmit mai departe SARS-CoV-2 și își infectează familia. Cam așa s-a întâmplat. De câte ori s-a deschis școala, grădinița, au avut de suferit învățătorii, care sunt mai în vârstă, nu-i așa, părinții și mai ales bunicii copiilor. Și iată de ce al doilea an deja școlile sunt cam închise, grădinițele semi-deschise și tot suntem de mișcările copiilor, pentru că ei sunt mai puțin responsabili decât maturii. Ei pun mâna pe orice, după ce duc mâna la gură și au băgat virusul în organism. Și după aceea, la fel de inconștient, îl împrăștie acasă. Strănută tot, fără ca să pună mâna la gură, poartă masca în buzunar și nu cum ar trebui pe gură, pe față. Și uite așa, odoarele noastre sau ale voastre vă fac viața coșmar. Trebuie să aveți grijă. Dacă s-a îmbolnăvit copilul, toată familia se îmbolnăvește, e greu să eviți decât dacă te izolezi, dacă pleci din casa cu copilul cel. Așa am auzit de mulți oameni că au suportat nou coronavirus. Dacă vreți să vorbiți și voi, să văd dacă e posibil să vă adaug, distribuie transmisiunea. Zici că n-am niciun spectator, hai să o distribui, dar unde să o distribui? De exemplu, lui frate meu Tudor Pânzar, de exemplu, să-l invit, Valeriu Gușan, și Nata Scobioală, iau, din țări diferite am găsit și Irina Bardiță, poate că e în Transnistria, și Larisa Munteanu, care e pe la Iași, se pare că, și să încercăm să vorbim, iată, și pe Sandu Munteanu. Am invitat mai multă lume să participe cu mine în discuție, să văd dacă e posibil așa ceva, dacă nu, o să fie doar
monolog și eventual când iese omul meu de la vaccinare să-l întreb impresiile. O să fie doar monolog, cum se întâmplă adesea și acolo în parc, când vă chemăm la microfonul liber și oamenii nu prea au curaj să vorbească. Valeriu Gușan a acceptat invitația și măcar să uită la noi. Amintesc, vreau să reanimăm proiectul Microfonul Liber și să-l mutăm online, să discutăm azi, de exemplu, despre vaccinare. Vă spun, vă demonstrez că sunt în așteptarea unui cetățean cu care am ieșit la pedalare și căruia i-am zis, dar tu te-ai vaccinat? Și a zis că nu, că trebuie programare. Și am zis că nu e adevărat. Hai să te duc la circ. Și a venit la circ, uite, în Duminica Florilor, mare sărbătoare. Și e deschis. Cel puțin la AstraZeneca poți să intri să te vaccinezi fără programare, dacă ai buletinul la tine și dacă ai CNP românesc. Se pare că și în Republica Moldova s-au dus destule vaccinuri de pe toate meridianele globului, și rusești, și chinezești, și din astea. Pfizer, nu știu dacă au dus și vaccinuri Moderna, dar sunt disponibile. Foarte mult salintă și nu vor să se vaccineze. Și ca să nu se arunce vaccinurile, se dă voie. Duceți-vă la centre de vaccinare, pe la policlinici, întrebați de medicii de familie, s-ar putea să vă puteți deja vaccina chiar fără programare. Dar, în mod sigur, pe site-ul Ministerului Sănătății este deja posibilitatea să vă programați. Mai ales dacă sunteți din categorii de risc, eu știu, am înțeles că îi vaccinează acum fără rând pe jurnaliști, pe toți, pe polițiști, pe toți. Deci, dacă sunteți din categorii de risc, persoane cu dizabilități sau persoane în vârstă, mergeți la medicul de familie și s-ar putea să vă vaccineze chiar acolo pe loc sau să vă spună când, în zilele următoare, să vă puteți vaccina. Deci, de exemplu, iată, prima discuție de aseară cu Oleg Adrian aici în grupul ăsta a fost despre politica moldovenească. Azi vorbim despre vaccinare și politicile sanitare. De seară, la ora 9, tot aici în grupul ăsta, o să vorbim cu Oleg Adrian la propunerea lui și o să poată participa oricine. O să vorbim despre religii și idei filozofice, religie, credință și tot așa. Copiii mănâncă vată pe băț. Și aici oamenii așteaptă. Deja s-a făcut coadă. Când am adus eu pacientul, colegul meu biciclist, când l-am adus să se vaccineze, nu era nimeni la rând. Dar între timp vin oamenii, fie că-s cu programare, fie că au aflat că e la liber, luau buletinul în Berneveci și au venit la Circul Metropolitan din București sau la multe alte centre de vaccinare din capitală ca să își administreze o doză de vaccin. Am impresia că vine omul meu, nu știu de ce a ieșit partea aceea, m-a văzut pe mine după gard și s-a gândit că și el trebuie să vină după gard, dar bicicletele sunt acolo. Te-ai vaccinat sau te-ai brăcuit? A? Te simți protejat? Simți cum să fac anticorpii în tine? Tot normal. S-ar putea mâine să ai o leagă de febră, dar în rest, eu așa, a doua zi am avut 37,3, o leagă de febră, dar tu... Eventual, da, da. Și oricum, dacă ai simț că febra mare, anunți chiar medicii, dar nu cred că e necesar. Deci ai certificat, ești vaccinat... Am, dar pe urmă cum îți dă alt certificat? Îți mai dă probabil unul și cu a doua vaccinare. Tu la sfârșit de iunie, cred că e, da, a doua. Da, 25. Zis. A, în aceeași zi, dar două luni. 8 săptămâni. Da, da. Sărim gardul sau ne ducem pe acolo? Că trebuie să ieșim pe undeva cu bicicleta. Ai început să crezi în virus? Sau tot sceptic ai rămas? Dar nu sunt bolnavi colegi de tăi, n-ai văzut suferi pe nimeni? Că tare șeful a fost. A? Șeful la firmă, o șef, care o șef tot. A avut cineva în firmă. Da, stă, forme grave, nu au zăcut nimeni, nici din familie la tine acolo, peste prut. De atâta și ești sceptic, când o să ai cineva de aproape suferit, să vezi cum ai să vii ca o...
Îți vii ca oamenii ăștia, hai unde vreau să mai vaccinez o dată, a doua doză. Totuși ți-ai făcut-o că... Da, da, da. Nu știu cu grijă. Bun, mulțam, cam atât. Au fost, ne ducem la pedalat mai departe. Eu sunt direct în grupul Microfonul Liber. Noroc Tudor Pânzari. Nu a vrut nimeni să intre cu noi în discuții. Dar să uită Tudor Pânzari. Păi s-a vaccinat și el, da. Se întrebe acolo la Căușeni. Nici de gând, azi dimineață, Sergiu, nici n-o zisat că să ajungă la vaccinare. Eu am mâine, ultimele jumătate de oră l-am adus. Dar de-a mâine și vaccinat, uite, fără programare, fără nimic, de-a mâine și vaccinat. Hai, noroc!